Consilierii locali de la Obârș și Acloșan s-au pus de acord privind organizarea sărbătorii comunei. Astfel, aleșii locale au aprobat o nouă ediție a Horei din Vinerea Ciumei, sărbătoare deja cu tradiție printre obârșeni. Și în anul acesta, autoritățile locale le pregătesc o surpriză celor care vor participa la eveniment. Maria a pregătit în acest sens o oră populară în toate cele trei zile, cu o formație care, zic eu, cântă foarte frumos și mulți interpreți de muzică populară care vor veni la noi în localitate cu această ocazie. Care sunt acei interpreți? Printre interpreți se numără Nina Predescu, Irina Zuican, Anica Ganțu, frații Bârlan și mulți alții din zonă. Însă, spre deosebire de anii trecuți, bugetul pentru organizarea evenimentului este unul auster, fapt pentru care nu a mai permis o sărbătoare atât de fastuoasă ca edițiile precedente. Anul trecut ați avut și un concurs spectacol. Se poate realiza și anul acesta? Da, am avut. Anul acesta nu se realizează pentru că, în primul rând, au fost foarte puțin concurență anul trecut. Primăria a avut, să zic așa, un buget destul de slab anul acesta și nu ne-am permis să-l ținem, dar cu siguranță anul viitor o să continuăm și această activitate. Banii necesari pentru organizarea Horei din Vinerea Ciumei vor fi luați din bugetul local al primăriei, iar evenimentul va avea loc în perioada 22-24 iulie. Totodată, în cadrul ședinței Consiliului, aleșii au votat rectificarea bugetului.